Seara bună, dragi telespectatori, bună seara doamnelor, bună seara domnilor, iată-ne din nou la binecunoscuta noastră emisiune și în această seară am ocazia să iau din nou pe domnișoara, doamna de data aceasta, Angelica Pantea. Bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, dragul meu coleg Silviu. Doamnă. Mă bucur de invitația ta. Angelica, când a venit ultima dată, era domnișoară, acum a ajuns doamnă. Vom vorbi pe parcursul emisiunii și despre nunta ei. Și bineînțeles, lângă Angelica, un coleg, un prieten al Angelicei și al meu, bineînțeles, Costel Popa. Bună seara și bine ai revenit! Te salut, Silviu, bine te-am regăsit pe tine și pe toți cei care ne urmăresc. Sunt sigur că telespectatorii în acest moment care ne privesc sunt foarte bucuroși să vadă invitații mei din această seară, pentru că sunteți foarte iubiți în județul nostru și nu numai. Și bineînțeles, aveți ocazia să ne vedeți și pe Facebook Live. Vom încerca să dăm live toată emisiunea. Sper să și reușim. Și bineînțeles, suntem și pe site-ul nostru www.stv.ro și avem și un număr de telefon afișat pe ecran. Puteți suna în timp ce stau de vorbă cu invitații mei din această seară și puteți face dedicații celor dragi sau dacă aveți printre rude sau prieteni care împlinesc o frumoasă vârstă, le spunem și noi la mulți ani și le urați și dumneavoastră prin telefon. Acum aș vrea la început, pentru că nu ne-am văzut de mult timp, pentru că ai fost plecată și în străinătate și între timp ai făcut și o nuntă, da? Așa e, Silvia, ai dreptate. Am fost plecată în străinătate, 2 ani jumate. Am fost plecată în Austria. În urmă cu o lună și o săptămână, poate cam așa, în 29 aprilie a avut loc nunta noastră frumoasă. Să știi că nu te-ai schimbat deloc. Am îmbătrânit un pic, știi? Dimpotrivă, ești și mai frumoasă. Mulțumesc. Păi seamăn cu cine mă laudă. Sigur. Și cum să spun eu, mai obișnuită, nu? Cu publicul, nu? Ești mai matură acum? Sunt obișnuită, așa, cu publicul, cu oamenii, cu toți cei dragi lângă noi. De fapt, tu cred că nici nu ai avut prea mari emoții nici la început. Nu am emoții, pentru că, nu știu de ce, nu pot să am emoții. Parcă îi văd așa prin televizor pe fiecare în parte. Sigur că da. Costel, tu ce ai mai făcut între timp, ce nu ne-am văzut? Au trecut ceva vreme și de când n-ai fost la noi? Da, cred că a trecut aproape un an de zile de când n-am mai fost aici și mă bucur că m-ai reinvitat. Dar ultima dată parcă ai venit cu surorile Vlad, nu? Așa este. Am venit cu Suzana și cu Daciana Vlad. Acum ele sunt în București. Am crezut că sunt căsătorite. Dar să știi că noi în continuare păstrăm aceeași legătură de prietenie. Și urmează, bineînțeles, și noi proiecte împreună. Și chiar țin să reamintesc faptul că anul trecut, la invitația ta și a primarului de la Feldru, am fost și aici în zonă. Da. Și am cântat pentru oameni faini. A susținut un spectacol. Da. Într-adevăr, și cu siguranță primarul din Feldru o să vă mai cheme, pentru că știi cum e, la început ai făcut cunoștință, după aia de acolo încolo e foarte ușor, relația se păstrează și dacă doresc și sănătoși, le-au plăcut, cu siguranță o să vă mai cheme. Pentru că, și îl salutăm pe această cale pe domn primar de acolo. Cei din Feldru și Nepos sunt oameni iubitori ai folclorului și cu siguranță le-a plăcut ceea ce voi ați prestat acolo. Mulțumim și vreau să-ți mai spun ceva, da. Vis-a-vis de faptul că Angelica zicea că a avut nunta, sunt mândru să spun că și eu am fost la nunta ei acum o lună și ceva și chiar pot să zic că a avut o nuntă cam povești. Mulțumesc frumos, colegul meu drag. Toate nunțile eu cred că sunt frumoase, pentru că știi cum, adică și dacă nu sunt frumoase pentru tine, cel puțin ca mire și ca mireasă, eu cred că e ceva unic, nu? Câteodată mă întreb, dat fiind faptul că particip și cânt la multe evenimente, multe nunți, oare cum va fi la nunta mea? Voi fi plictisit, ca să zic așa, sau va fi cu totul ceva altceva? Dar o să întreb pe Angelica, cum a fost la nunta ta în postură de mireasă? Și eu m-am simțit foarte bine, nunta mea a fost foarte frumos, nu am avut timp să mă plictisesc pentru că am avut foarte multă lume, foarte multe pupături, plicuri, cu toată lumea la poze, cu toată lumea pe ringul de dans, trebuia să întrețin, bineînțeles, atmosfera. Eu așa m-am simțit la nunta mea ca și cum aș fi fost la o nuntă unde am avut de cântat și trebuia să ridic publicul în picioare și să-i bine dispun, bineînțeles. Da.
Sigur, acum s-au schimbat puțin lucrurile. Eu mi-aduc aminte acum 16 ani când am avut eu nunta. Taică-miu era plecat. 16 ani au trecut deja, Silviu. Da, au trecut chiar 16 ani. Să trăiești, și încă mulți ani înainte. Știu că toată nunta a fost pe umerii mei, adică a fost multă umblătură, mult... și eram chiar foarte obosit la nuntă și nu prea am simțit-o așa de ok. Dar acum au intervenit, au venit firmele astea care îți fac tot, adică stai pur și simplu și privești. Este mai bine. Bine, s-au mai perfecționat de atunci lucrurile și în ceea ce privește nunțele. Doar că acum nu înțeleg de ce la ora 2 noaptea, 3 noaptea se termină nunta. Pentru că, așa cum am spus și am vorbit și acum, o nuntă poate că... Bine, alții care poate au 2 sau 3 nunți în viață, dar alții chiar doar una. Și ar trebui cel puțin, nu, să țină 12 ore. Știi la ce mă gândesc eu? La faptul că poate ei petrec de dinainte cu o seară, vine, și atunci când vine ziua nunții și noaptea anunții, sunt cam obosiți și pe la ora 2-3 se cam duc. Nu știu care este motivul, dar... luând chiar, așa ca o glumă. Ca chiar se termină foarte repede nunțele. Așa e, se termină repede pentru că... Nu, de exemplu, bine, este mai bine pentru voi, artiștii, pentru că... Ai cântat 6 ore și ai plecat. Da, dar uite, eu am observat un lucru. Deci nunta începe la ora 7-8 seara, mai ales aici în Bistrița. 8 seara, și da. Și pe la ora 3, cum zici tu, încep să plece, dar până la ora 3 apoi se joacă. Deci nu se stă la masă, așa că exact. Înțeleg și eu pe oameni. Trebuie să faci pauze mai puțin. Și mai ales mănâncă mult, că mesele sunt tot la... o oră și ceva, două diferență, da. Joacă mult, pe normal că la ora 2-3 trebuie să bași un somn bun, nu? Ca să le ai pe toate, așa, fain. Da. Eu spun să începem și cu puțină muzică, după care, bineînțeles, mai am foarte multe întrebări pentru voi și așteptăm și telefoanele telespectatorilor. Aveți un videoclip foarte frumos, care l-ați realizat împreună. O să vorbim despre el, dar după o să-l vizionăm, o să privim toți la acest videoclip, după care, bineînțeles, o să așteptăm și telefoane, o să comentăm. Haideți să-l urmărim. Mai ții minte, mândruliță, când mi-ai dat prima guriță, primul suc ce mi l-ai dat, ce atât l-am așteptat. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. Cum să uit, bă, ghițal meu, mi te-o trimis Dumnezeu. Luna de sus mi-o vegea, când cu drag mai săruta. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată, vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. De-ai vrea mândru, eu ți-așere, ca să fii a mea muiere. Îți zic da, bădiță, da, din toată inima mea.
cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată. Vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. De azi dragostea ne leagă, pe vecie mândră dragă. Luna martor ne fie, părtașă la cununie. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată. Vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. Cât ne-am dorit și-am întâlnit dragostea curată. Vei fi a mea, voi fi a ta, împreună viața toată. Foarte frumos acest videoclip și aș vrea să vorbim puțin despre el. A cui a fost ideea, cum s-a născut acest videoclip și cine a scris textul, știu, linia melodică, este un videoclip foarte frumos și aș vrea să știu aceste mici amănunte, dar foarte importante. Pot să încep eu? Ideea a fost a soțului meu, al Nicu Costan, să spun așa. Eu vreau să înceapă el, să termin tu, dar e bine și invers. Atunci, te rog, colegul. Nu, eu o las pe ea, știi cum e, să dă întâietate doamnelor. Mai ales că e doamnă acum. Te rog atunci. Asta ziceam că ideea a fost a soțului meu. A zis că să fie un cântec dedicat mie și, bineînțeles, soțului meu. Și a zis, dacă Costel cântă muzică populară, uite ce bine te-ai potrivit cu el la voce, să faceți amândoi un duet, a ta mi-ar fi de drag, pentru că el, o îndrăgită a meu, pe baza cântecului, cântă cu Pionghieluț. Da, atâta de mult, da, atâta de mult l-o iubit și când îl vedea asta, în fiecare seară îl pune cel puțin 10 ori. Excepțional. Dar aș vrea să-mi spui și cum v-ați cunoscut. Dar avem un telefon, mă scuzați puțin. O să răspundem. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Cum vă numiți? Lenuța, de la județul Bistrița. Da, doamna Lenuța, vă ascultăm. Vreau o dedicație pentru copiii mei. Mi-e pe calul de pădure pentru fata mea, pentru nepoțica mea. Da. Pentru fetița Hășan, Denisa Maria, pentru soțul meu, pentru toți prietenii mei din comuna Rușii, în județul Mureș, că eu de acolo sunt de loc. Da. Să ne cânte o melodie, Doamne, care vreau cea mai frumoasă cântare cu mama. Toate frumoase. Toate frumoase melodiile din această seară, o să vedeți. Mulțumim pentru telefon. Vă mulțumesc și o noapte plăcută. Și la mulți ani celor care i-ați amintit și să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dumneavoastră la fel, sărbuna. Doamne ajută! Da, continuăm. Aș vrea să-mi spui, Costel, și cum v-ați cunoscut și despre acest videoclip. Deci ne-am cunoscut dintr-o întâmplare, ca să spun așa, la invitația unui prieten, coleg important comun. Important e că nu-ți pare rău că v-ați cunoscut. Normal că nu. Da. Cristi Țăran din Târgu Mureș își sărbătorea ziua de naștere la Hora TV acum 2 ani, 3 ani, da, da, 3 ani. Și am fost invitat și eu, a fost invitată și Angelica, și acolo ne-am cunoscut și mi-a plăcut felul ei de a fi, mi-a plăcut felul ei de a cânta. Am legat o frumoasă prietenie și am păstrat legătura. Și cu timpul ne-am tot invitat, hai cu mine la emisiune acolo, hai cu mine dincolo. Pe urmă, Angelica mi-a făcut o invitație la o nuntă aici la Năsăud, la un frate al soțului ei. Și am venit și le-am cântat, a fost foarte fain. Iar după ce am terminat, atunci a venit Nicu, soțul ei, cu ideea pe care îl salutăm pe această cale, să facem un cântec împreună. Și atunci Angelica a zis, vreau un cântec despre iubire, despre cum m-am cunoscut eu și cu soțul meu. Și da, astfel a luat naștere acesta. Pentru că chiar l-a început acum, dar mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cum vă numiți?
Laura Ciociu, sunt din St. George Bay. Da, vă ascult. Aș vrea să-mi dați voie să vă salut pe dumneavoastră și invitații dumneavoastră și pe cumătra mea scumpă. Bună seara, cumătră. Mulțumim. Mă bucur că ne-ai sunat. Bună seara, cumătruță. Te salut și eu. Și pe soțul dumitale, pe domnul Ovidiu, pe cumătruță. Mulțumesc frumos, mulțumim. V-am sunat să vă salutăm, să vă mulțumim că ați venit la noi. Mare drag oricând. Și așa, cumătră, dacă se poate, să te rog frumos, o melodie din seara asta se dedici la mama din partea mea și soțului meu și tatelor. Și bineînțeles ție și tuturor care ne ascultă și să te felicit pentru frumoasa anunță și pentru viitorul bebeluș care vine. Mulțumesc frumos! Toate melodiile din această seară vi le dedic în special dumneavoastră, mamei dumneavoastră, soțului și, cum să nu, melodiile colegului meu drag, ale Costeluș, da, uite, cum îi spun eu. Ne-ați mai spus un amănunt, este și însărcinată, am aflat. Bun. Da, am da, înțeleg. Da. Mulțumim, mulțumim! Mulțumesc și eu și vă salut încă o dată și vă mulțumesc din suflet. O seară plăcută, Doamne ajută și toate melodiile să fie pentru noastră și familia noastră. Da, sunteți însărcinată, la mulți ani și să dea Dumnezeu să fie sănătos copilul și tu și să mai vii pe la noi. Mulțumesc, Silviu, să dea Dumnezeu să te audă, să fie cine cum spui tu. Cine a scris textul acelui videoclip? Textul a scris, bineînțeles, colegul meu, Costeluș. Da. El este un mare poet. Și unde l-ați înregistrat? La Cluj? La Cluj-Napoca, da, da. La același Sândel Filip. Da. Foarte frumos. Cu orchestra Jidvei România. Da. Am aflat, cred că, destule amănunte despre acest videoclip. Eu aș spune să trecem mai departe, dar nu să la cântăm, videoclip. Adică să nu uităm să de ce am venit, nu? Da. O să te rog, Angelica, să te pregătești, să interpretezi două melodii și vreau să le dedicăm, eu spun, mamei tale, la care o stimez foarte mult. Și îmi place felul ei de a fi, eu vorbesc cu ea la telefon și este o doamnă deosebită, vreau să-i dedic toate melodiile din această seară. Mulțumesc, Silviu, de aprecierile tale, într-adevăr le dedic mamei mele, tuturor telespectatorilor și tuturor oamenilor și, ce să mai spun, tuturor colegilor din regie. Da. Să o ascultăm pe Angelica Pantea, sunt două melodii foarte frumoase, să fie pentru mama ei, așa cum am spus, și să fie pentru toți cei care astăzi împlinesc o frumoasă vârstă și nu numai, să fie pentru toți cei care ne urmăresc în acest moment. Haideți să o ascultăm pe Angelica Pantea. Nu l-aș fi cunoscut, dorule. Drăguțul meu e cioban cu piană de măgeran, dorule. Drăguțul meu e cioban cu piană de măgeran, dorule. Piana vântul i-o clătește, la inimă mă topește, dorule. Dorule, când tu bate pana-i cade, mă fălesc că am un bade, dorule. Să mă duc să-i o ridic, îți făloasă că-i voinic, măi, dorule. Bade-ai nașă să-ți țărăl, parcă-i treaz printr-un inel, dorule. Ai nașă sub țărăl, parcă-i treaz printr-un inel, dorule. Vine deasupra ocilor, lasă-i pana corbilor, măi, dorule. Gura lui fagur de miere, mi se mâște, tai mai sare, dorule.
la 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 la. Maicuța, maicuța mea, nu plânge, nu susține, mă la 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 la. Cum ai plâns când m-ai născut, la 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 la. Că tata fișor m-a vrut, la 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 la. Și vrut tata fișor, ca să-i știu de ajutor, mă la 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 la. M-ar și vrut tata fișor, ca să-i știu de ajutor, mă la 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 la. Dumnezeu m-a adus fată, la 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 la. Ca să-i cânt la lumea tătă, la 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 la. Că știu cânta, mă la 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 la. Cam voios tata, mă vede că știu cânta, mă la 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 la. Din lângă el nu m-ar da, la 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 la. Ni să-i dai tătă lumea, la 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 la. Fișor 3-4, nu mă dă să-i dai tățatul, la 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 la. Și să-i dai fișor 3-4, nu mă dă să-i dai tățatul, la 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 la. De-amu cânt pentru tata, la 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 la. Pentru mama și badea, la 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 la. Am să-ți cânt tata mereu, la 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 la. Pentru voi și badea mneu, la 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 la. Da, foarte frumos și cel de-al doilea cântec, bineînțeles, a fost dedicat tatălui ei. Un cântec foarte frumos, nu am știut că te-a vrut fecior și ai și fată, dar bineînțeles și pentru doamna Floarea, pentru mama ta a fost aceste melodii. Da, așa e, eu am o soră mai mare, Albinița, te salut. Și nu, al doilea ar fi vrut să fie băiat, nu? Ca ceva orice tată. Da, o să fie un băiat și o fată, da? Așa e. Și uite că am venit tot fată. Dar acum nu te mai dă pe 10, fiu. Nu, acum ta e mândru, mai ales când mă vede, că mă duc la cântat și vin și mă duc și tot așa. Zice, Doamne, că să-ți dai Dumnezeu sănătate, să tot te duci și să vii. Și să faci bani și să-ți țin Dumnezeu vocea, să înveselești toată lumea. Da. Da, într-adevăr, foarte frumos și... ca și fiecare părinte vrea binele copilului și să-l vadă cât mai fericit și așezat la casa lui și dacă se poate și nepoței, pentru că acum o să vină și nepoțelul, nu? Acum sunt cei mai bucuroși, Doamne, că nu s-ar da pe lumea toată. Sora ta are copii, da? Da, are un băiețel. De la ea are nepot. Da, are un băiețel de 2 ani și 3 luni, se trească, e dișor. Te iubesc mult, te iubește tu și te pupă. Și de când l-are sormea, vreau să spun că o veni și băiețel, îmi doresc am și eu, crede mă, că atât de drag. Tot băiețel. Ce ar fi băiețel, fetiță? Eu aș vrea fetiță. Am eu ar vrea băiețel, da. Am văzut cum sunt bărbați, ei vreau băieți. Noi femeile vrem fete. Da. El la ce vremuri au ajuns acum tot. Cred că băieți ar fi mai indicat, nu? Așa e, vezi tu că fetele nu se știe. Mărg într-un loc și nu se știe cum vine acasă. Da. Și nu se știu dacă mai vine. Așa e, dacă nu le fură costeluș. Acum, știi cum e important e să fie sănătoși și bineînțeles, părerile sunt împărțite. Probabil soțul tău vrea altceva, tu altceva, dar important acum, e... Acum, ce vrea bunul Dumnezeu? Sigur. Ce ne-a dat el? Că noi zicem că e o fată, el băiat, dar... Te-ai gândit cum o să-l cheme? Dacă o să fie băiat? Nu m-am gândit. Eu m-am gândit dacă o să fie fată, cum o să cheme. Da? Da. Și cum? Maria Ioana, așa aș vrea. Ce nume frumos. Da. Și nume românești, pentru că acum au tot felul de nume din sunt la modă astea turcești, serialele și
bă, tot felul de nume pe care n-am auzit de când îs eu. Pentru că noi avem românii, nu? Costel, am dreptate. Păi da, înainte... Nume românești foarte frumoase. Înainte râdeam, ca să zic așa, de minoritatea țării noastre, și anume romii, că ce nume au copiilor tot preluate din telenovele, și acum am ajuns noi românii ca să dăm... numele ălea copiilor noștri și nu prea și spanioli și Fernando, okay, și da, tot felul de nume. Pentru că avem nume frumoase și mai ales sunt nume de oameni sfinți. Și de ce nu să mergem cu aceste nume înainte? De ce să le reinventăm? Da, sunt nume frumoase și Ștefan, Mihai, uite, de exemplu, la băieți dau un exemplu, care Traian, care au fost conducătorii noștri, care au fost personalități cândva. Și, și eu sunt mândru că mă cheamă Costel. Ioan, Costel e derivat de la Constantin. Exact. Iar Sfântul Constantin a fost împăratul Constantin cel Mare, a fost primul care a dat libertate, ca să zic așa, creștinismului, primul împărat roman. Pentru că până atunci creștinii au fost persecutați. Sigur. Silviu e frumos, Silviu cel Mare, nu? A fost, adică n-am normal, da, fiecare își iubește numele, nu? Sigur. Și eu îmi iubesc Angelica, că mă cheam așa, că, și că se zice că-s marchiza îngerilor. Exact, Angelica e un nume divin, de la angel, înger. Da. Da. Acum știi cum, fiecare face ce vrea. Acum noi vorbim. Noi ne dăm cu părerea. Ne dăm cu părerea, fiecare face ce vrea, dar trebuie să ne iubim ceea ce e românesc al nostru și nu. Începând cu numele, tradiția, obiceiurile, costumele, nu? Cam așa e, și ceea ce e românesc nu pierde. Sigur. O să vedem ce o să mai discutăm și mai târziu, dar între timp eu vreau să-l ascult și pe domnișorul să încă. Să vedem, mai știu să Costel cânt. Popa, da. De un an de zile. Să vedem dacă mai știe să cânte, pentru că a trecut ceva vreme, un an de zile, de când am mai fost la noi la St. George, și te rog să te pregătești pentru a interpreta primele două melodii. A avut doar videoclipul cu Angelica, acum să-l vedem și pe el singur. Haideți să-l ascultăm împreună pe Costel Popa. La 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 la. Am venit cu drag la voi, la 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 la, să vă cânt ca pe la noi, la 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 la, să închinăm un Doamne ajută, la 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 la, la om bun și lume multă, la 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 la. Închinăm un Doamne ajută, ha, ha, hai, ha, la un bun și lume multă, mă. La 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 la. Ardeleni și voi olteni, la 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 la, bănățeni și moldoveni, la 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 la, Maramureș și Bihor, la 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 la, azi la toți vă cânt cu dor, la 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 la, Maramureș și Bihor, ha ha hai ha, azi la toți vă cânt cu dor. La 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 la. Hai dați oameni buni la joc, la 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 la, să ne învârtim cu foc, la 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 la, să uităm că viața e grea, la 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 la, și că lumea asta e rea, la 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 la, să uităm că viața e grea, ha ha hai ha, și că lumea asta e rea, mă. La 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 la
așa la români le place, la 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 la, să petreacă și să joace, la 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 la, să fie doar voie bună, la 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 la, să ție o săptămână, la 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 la, și dacă muzica îi cântă, la 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 la, nu e în veci viața urâtă, la 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 la. La 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 la, frumos dorme a mea mândruță, la 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 la, cu mânuțele pe chepte, la 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 la, stau în loc să n-o trezesc, la 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 la. Calun eu ca șună bolând, la 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 la, dă cu copitană pământ, la 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 la, și mândra mea să trezând, la 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 la, și din gura așa-mi vorbi, la 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 la, ba de bădișorul eu mă, la 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 la, mâncesc luchii calul tău, la 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 la. Mândrocalui potcovite, la 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 la, să știi că el te-o trezit, la 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 la, te așteaptă să sui călare, la 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 la, să te duc în sat cu soare, la 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 la, să te duc la maica mea, măi, la 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 la, să se bucure și ea, la 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 la, să te duc la maica mea, măi, la 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 la, să se bucure și ea, la 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 la. Foarte frumos, am ascultat două cântece pe care domnișorul Costel Popa le-a interpretat cu mare, mare drag și, bineînțeles, a început cu o piesă cum se putea mai bine, nu? Decât am venit cu drag la voi, am ca de fiecare. Drag la voi, da. Unde-s oamenii faini, acolo crede-mă că mă duc cu inima deschisă de fiecare. Cred că... Și aici chiar am cunoscut oameni faini. Și... În frunte cu tine. Da, mulțumesc. Și apoi cu Angelica și apoi cu toți cei care sunt alături de noi. Cred că această piesă este binevenită și la anunț, începi cu ea, nu? Da. E puțin mai mișcată, nu când chiar prima, dar o cânt după. Da, pentru că sunt versuri foarte frumoase pentru... Da, păi sunt niște versuri în care, zic eu, se regăsesc toți cei din neamul românesc. Sper că se regăsesc. Ardeleni, olteni, moldoveni, maramureșeni, ioreni, bănățeni. Da. Aș vrea să vă întreb, uite, mai ales pe tine, Angelica, dacă totuși au trecut 2 ani jumate de când ai mai fost pe aici, dacă ai mai făcut ceva nou sau ce planuri, eu știu, în muzică vrei să... Piese în perioada următoare, da, ce ai de gând să faci? Piese noi nu am mai înregistrat decât videoclipul care l-am realizat cu colegul meu, Costel. Dar acum mi-am făcut niște versuri pentru câteva piese frumoase despre vânători, despre străinătate, despre dușmani. Vreau să lucrez vara asta, mă apuc de ele.
Da. Și dăm voi, Angelica, să-ți mai spun eu ce o să mai faci în viitorul apropiat, pentru că n-am apucat să vorbim despre asta, dar vreau să-ți notez acolo o dată, și anume în septembrie, o să zic eu data, pentru că atunci vreau să înregistrăm o colindă împreună. O, ce nu idee. Ți-am spus, așa-i? Nu mi-a spus, vezi? Am vrut să fie o surpriză și uite că acum am în premieră. Vai, de-abia aștept, crede-mă. Colinzi, ai înregistrate? Da, am înregistrat și colinzi. Ai și colinzi? Da. Și Pricezne, cred că nu? Da, și Pricezne, am vreo trei. Eu am un proiect care va fi un album de colinde pe care vreau să-l lansez în decembrie. Iar acest proiect vreau să cuprindă cântece în duet cu toți colegii mei cu care am cântat, și anume cu fetele Suzana și Daciana Vlad, Covidu Furnea și bineînțeles și cu Angelica, adică cu toți cei cu care am cântat muzică populară. Vreau să am cu fiecare câte o colindă și toate aceste colinde să se unească pe acest album al meu. Da. Și dacă Dumnezeu ajută să fim sănătoși, chiar vreau să dea Dumnezeu să putem să înregistrăm. Așa că să nu mergi în Austria atunci. Nu, mă, sper că nu naști în septembrie. Nu nasc în septembrie, numai în noiembrie. E bun, avem deci timp. Pe atunci o să fiu în țară. Mă bucur. Da. Vreau să te întreb, Costel. Așa că în decembrie, Silviu, ne vedem. Ai cântat cu mai multe persoane, să spunem așa, și îți place să colaborezi cu mai multe persoane? Uite, nu neapărat cu mai multe persoane, sunt oameni fine, cum îmi place mie să le zic, oameni cu suflet bun, sunt prieteni care în ziua de azi vezi și tu cum este lumea asta, greu mai găsești oameni pe care să-i ții aproape, să-i ții alături. Iar Angelica, bineînțeles, este unul dintre ei, dintre acești prieteni, și mă bucur să o am alături ca și colegă de cântec. Și Dumnezeu, uite că m-am rugat de multe ori, am spus: Doamne, dă-mi în cale doar oameni buni. Și Dumnezeu se pare că așa a rânduit, în așa fel încât chiar am întâlnit oameni frumoși. Să știi că și Dumnezeu dă la omul bun tot ce e bun. Da. După sufletul lui. Costel este un băiat deosebit. Da. Un băiat calculat, un băiat calm, liniștit, cu un caracter frumos, cu o bună creștere de la părinți. Da. Mulțumesc, Angelica. Ovidiu, să știi că eu te aștept. Mulțumesc. Și împreună cu Ovidiu. Da. Pentru că știu Ovidiu că este fratele meu, cum se zice. Da. Căci avem acel cântec despre frate, iubesc fratele meu. Și dacă Dumnezeu ajută, de ce nu, cu tot dragul? Pentru că tot la fel, așa cum ai venit astăzi cu Angelica, aș vrea să vii și cu Ovidiu, pentru că și cu surorile Vlad ai fost. Și aș vrea să vii cu toți cei cu care tu ai colaborat și să prezentăm telespectatorilor aceste videoclipuri care tu le-ai realizat împreună cu ei. Acum a venit rândul Angelicei să vină cu tine și îl așteptăm și pe Ovidiu. Și mă bucur că, uite, a fost liberă și n-a fost plecată în străinătate. Da. Și eu am crezut că o să mai dureze un an de zile sau eu știu cât timp, pentru că chiar i-am făcut o invitație, nu s-a putut și urma să plece, am crezut. Și dar uite că așa a fost să fie astăzi prezent aici. Uite că colegul meu, Costel, a avut noroc să vin cu el astăzi aici. Tu m-ai invitat de vreo două săptămâni, dacă bine îmi amintesc. Mă, nu știu dacă e norocul lui sau al meu sau al telespectatorilor care vă place. E norocul lui, spun, pentru că el e foarte norocos. Totdeauna, și când au făcut nunți frații lui soțul meu, cumnații mei, totdeauna au fost liberi. Da, s-a așa nimerit. A fost să fie. Da. S-a nimerit chiar bine. Știi cum, eu zic că nimic nu este întâmplător și dacă așa este rânduit de sus să fie. Pentru că eu zic că fiecare are un drum și un gând. Și un loc sub soare. Da. Și dacă așa a fost să fie, dar este important este că voi vă înțelegeți foarte bine și că ceea ce faceți voi place telespectatorilor și nouă și la tuturor. Și noi mai așteptăm, așa cum am spus și la începutul emisiunii, așteptăm alte videoclipuri, așteptăm alte melodii frumoase, poate mai vine așa un gând tot de la Dumnezeu și cu un alt text și cu alte idei de proiect. Bineînțeles că pe parcurs o să mai realizăm câteva piese frumoase, vine, uite, împreună, câteva videoclipuri. Despre bebeluși, despre copii, pentru că a fost, dragostea a fost acum și va mai fi, dar așa a trecut. O să urmeze și un cântecel despre ce a fi, băiețel sau fată. Da, sau avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara, domnul Silviu! Bună seara! Vă salutăm de la Beclean, domnul Leontin! Și noi vă salutăm! Vreau să salutăm și noi. Invitați în această seară pe doamna Angelica Pantea,
Da. Vă salutăm și noi. Domnul Costel Pop a venit tocmai de la... Vă salutăm. Mediaș pentru noi, ascultătorii. Da, de la Mediaș, da. Ne bucurăm tare mult de prezența lor cu cântecele frumoase pentru noi telespectatorii. Le dorim mult succes pe calea cântecului, toate cântecele să fie pentru sărbătorii zile de astăzi. Și în special pentru Adina Băieșiu, că mâine e ziua ei de naștere. La mulți ani. Unde dorim sănătate, succes și ei pe calea cântecului și toate cântecele să fie pentru sărbătoriții și costumele frumoase pe care le aveți pe dumneavoastră. Da. Adina Băieșiu este de la Nepos, urăm la mulți ani și noi. Da, da, știu, multă sănătate dintr-un sat cu Cristi. Da, cu Cristi Moldovan. Sănătate da. Multă, mame ei încă și bucurii după ea. Da. Să aveți o seară plăcută, Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumim la fel, Doamne ajută. Sănătate. Eu aș mă tot uit la ceas pentru că așa de repede trece și aș vrea să dureze cât mai mult. Eu aș vrea să, Angelica, să te pregătești din nou să interpretezi două cântece, după care, bineînțeles, o să mai stăm de vorbă pentru a putea prelua din nou telefoane, dacă este cazul. Cu siguranță mai sunt doritorii care doresc să vorbească cu noi prin telefon. Haideți să o ascultăm din nou pe doamna, tot domnișoara îmi vine să spun, doamna Angelica Pantea. Ruștioră, măi, și eu curge domolă, măi. De la Sibir la Ruștioră, măi, și eu curge domolă, măi. Din Ruștior la și eu stătă fata-i cu drăguț, ai la 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 la. Din Ruștior la și eu stătă fata-i cu drăguț, ai la 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 la. Băi, e ochi șorii tăi, ca cireș. Din până la monoră, măi, fetele-s pline de doră, măi. Din gledin până la monoră, măi, fetele-s pline de doră, măi. Îs frumoase bujorate cu cătrințele florate, aie la 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 la. Îs frumoase bujorate cu cătrințele florate, aie la 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 la. Hai și e mi-o făcut gura, iar trăi cât-i lumea. Am eu banii dus de parăte, i-acolo-mi trimite carăte. Am eu banii dus de parăte, i-acolo-mi trimite carăte. Dar eu știu că mâine seară vine să mă vadă iară. Aia la 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 la.
fisor din sat, la 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 la, că n-are fată de dat, ai la 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 la. Și nici la fisor din sat, că n-are fată de dat. Da, foarte frumos a interpretat Angelica Pantea și vreau să îi salut și prietenii de pe Facebook. Larry Salari, Maria Bontinian, Albinița Cojoc, Antalioan Neluțu și toți cei care vă aflați în acest moment în direct pe Facebook cu noi. Puteți face chiar dedicații, o să le spun în direct. A interpretat foarte frumos și îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp în această seară și ai venit la noi în platou și ești alături de Costel Popa și de colegii mei, care putem să oferim telespectatorilor o seară frumoasă. Mulțumesc, Silviu, de câte ori mă inviți, bineînțeles cu mare drag, bineînțeles când pot și eu. Sigur. Ai o cămașă foarte frumoasă și foarte înflorată, cu mulți, mulți trandafiri. Așa e. Acest, de unde ai această cămașă? Acest costum întreg l-am avut în ziua anunții mele, când am fost mireasă. Am fost îmbrăcată de acasă. Foarte frumos. Am fost de la starea civilă, tot așa, cu acest costum, la biserică, până la intrarea în sală, pe urmă am schimbat. Acest costum este realizat de către o mătușă de-a mea, dragă, și mulțumesc pe această cale, sora cea mai mare a tatălui meu. A avut tata de multă răbdare ca să cose, că e multă, multă muncă de mână. Și multă răbdare și migală. Și nu știu dacă în ziua de astăzi mai este cineva care să cose atâta fir cu fir. Da, o salutăm și pe sora ta. Știu că se uită la noi, da? Te salut, Albinița. Salut și pe Edișor și pe cumnatul meu, drag, bineînțeles, pe Marius. Pe soțul meu, pe cumnatele mele, pe cumnații mei, pe toți cei care urmăresc această emisiune frumoasă, bineînțeles. Da. Ne spune Laura Ciociu aici: bună seara, multă sănătate dumneavoastră și invitaților, vă mulțumesc pentru dedicații și urările de bine și vă îmbrățișez cu mare drag pe cumătra mea dragă de aici, de la Alba Iulia. Tocmai din Alba Iulia ne salută. Da, și eu salut pe cumătra mea dragă, dar ea locuiește... Ai multe cumătre tu. Da, dar ea aici locuiește, în St. George. Ah, da. I-am cununat în urmă cu 3 ani la aici. Ea e din Alba Iulia. Da. Am înțeles acum. Da, îi salutăm pe toți. Costel, te rog să te pregătești din nou pentru a interpreta două cântece. Sunt după care, pregătit de când m-a făcut mama. O să mai stau de vorbă și cu tine, nu doar cu doamnele. Să stăm și noi de vorbă cu băieții. Îți place mai mult cu doamnele decât da. Cu băieții, așa-i? Haideți să-l ascultăm din nou pe Costel Popa de la Mediaș. Paine hațe ganandoi, tra-la-la-la-la-la, cum se joacă pe la noi, tra-la-la-la-la-la, hațe gana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la, hațe gana legănată, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Thank you.
o joacă fete picioare, tra-la-la-la-la-la. Când-s mândră sărbătoare, tra-la-la-la-la-la. Și să rup odinele, tra-la-la-la-la-la. De cum să învăr fetile, tra-la-la-la-la. Și să rup odinele, de cum să învăr fetile. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la. Care-i mai bună de gură, tra-la-la-la-la-la, zice și o strigătură, tra-la-la-la-la-la. Iar piciorul o învârtește, tra-la-la-la-la-la, pe sumân o răsăcește, tra-la-la-la-la-la. Iar piciorul o învârtește, pe sumân o răsăcește. Tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Când patai de gură dulce, tra-la-la-la-la-la, el ca soarele străluce, tra-la-la-la-la-la, și să prinde ar a juca, tra-la-la-la-la-la, mai mândri hați se gana, tra-la-la-la-la-la, și să prinde ar a juca, mai mândri hați se gana. Țigana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la. A țigana legănată, tra-la-la-la-la-la, ca pe târnavă jucată, tra-la-la-la-la-la. Făcut mai ca jucână, la 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 la, la puiană strâng în până, la 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 la. M-a făcut mai ca jucână, la 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 la, la puiană strâng în până, la 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 la. Strâng în pân de o căpicioară, la 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 la, mândra după mi se moară, la 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 la. Dragunicu cine jocă, la 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 la, când e roasa busuiocă, la 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 la. Dragunicu cine jocă, la 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 la, când e roasa busuioc, la 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 la. Și gurița lămâiță, la 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 la, draga badi copiliță, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la, pare că am și uitat, la 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 la. Vai de când am mai jucat, la 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 la, pare că am și uitat, la 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 la. D'acum am să joc, la 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 la, să se ies soarele în loc, la 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 la. Să se nire soarele, la 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 la, cum să-nvâr chicioarele, la 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 la. Să se nire soarele, la 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 la, cum să-nvâr chicioarele, la 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 la. Să se nire și luna, la 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 la, cum să vârte mândruța, la 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 la. Să se nire și luna, la 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 la, cum să vârte mândruța, la 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 la. Foarte, foarte frumos. Felicitări, Costel. Și vreau să salut și pe Violeta Elena, Silvia Ciobotar. Salut, Silvia. Monica Blana, Ela Miaela și, bineînțeles, toți cei care ne privesc. Să știi că ești foarte iubit în județul nostru, Costel, și faptul că tu ai venit foarte mult în județul nostru, ți-ai făcut apariția de fiecare dată când ai avut ocazia. Mulțumesc, Silviu, și sper să fie așa cum zici tu. Adevărul este că de câte ori am fost în județul Bistrița, am întâlnit numai oameni așa cum îmi plac mie. Ai fost și la și am venit cu drag și o să revin, da, cu drag, așa este, pentru că am fost în spectacole. Și de aia am și ales să am un cântec în duet, ca să zic așa, cu o colegă de la Bistrița, pentru că astfel pot spune că am intrat mai ușor în inimile bistrițenilor. Când va fi nunta, Costel? Pentru că sunt foarte mulți acasă care poate se întreabă, da, exact. Dar n-au ce lucra și se tot gândesc oare ce face Costel Popa, nu? Sau fete, poate fete sunt care se gândesc, oare are prieten băiatul ăsta? Nu are, are prietenă.
Vrei să spun un lucru, Silviu? Eu, în general, nu mă prea interesez așa despre viața nimănui, pentru că nu este problema mea, fiecare face ce vrea cu viața lui, dar cunosc o grămadă de prieteni, de oameni care sunt curioși despre viețile altor persoane. E bine, dacă tot m-ai întrebat acum, cum spun de fiecare dată când sunt întrebat, atunci când mă va cere, o voi face. Ca și o glumiță, ca să zic așa. Da. Va fi, va fi, doar să fie momentul. Sigur că va fi, normal că va fi, dar... Mândruța mea este la Cluj, încă are ceva școli, dar după ce își va termina, vom face și pasul care trebuie să fie făcut. Și să o salutăm de da, mândruța sper, ta. Se uită sper că la nu noi. Este pe clasa sper nouă, să mai avem încă multe școli. Nu m-ai auzit. Am zis că sper să nu, că nu este pe clasa nouă, să mai aibă multe școli, bine, așa cum ai spus tu. Uită-te puțin la mine. Da. Eu am 31 fac în iulie, imediat mai este puțin. Mulți înainte, cu mulțumesc, Angelica și Silviu la fel. Și ea are 24. Deci e ok. Da. Sigur, nu știu, la noi este o vorbă. La fiecare când ne vine ceasul, zice, știi? Așa e, așa e. Și cu căsătoria și cu cealaltă treabă care e mai urâtă. Dar știm că și acolo o să ajungem. Vrem, nu vrem, pentru că așa e făcută viața. Ne naștem și murim. Ne da, căsătorim dar, sau nu. Noi oamenii ne-am învățat, ca să zic așa, să fim puțin speriați de această moarte. Dar eu spun că la fel cum am venit, adică cum nu am știut ce se întâmplă înainte de a veni, la fel se va întâmpla și după moarte, adică nu vom ști. Așa că de ce să ne speriem? Pentru că poate înainte să venim aici a fost frumos, a fost bine, am venit aici, trecem printr-o, ca să zic așa, o experiență, să ne maturizăm spiritual, iar pe urmă, după ce nu vom mai fi, poate va fi... La fel de frumos, dar totul cred că depinde de ceea ce lăsăm în urmă. Dacă lăsăm fapte bune, vom găsi bine. Dacă nu, nu știu zău. Pentru că la urmă mai ceea ce ne caracterizează pe fiecare este bunătatea și este iubirea, ceea ce de multe ori poate noi o cam lăsăm deoparte. Ar trebui să fim buni și să fim buni nu așa numai că suntem sfinți în fața televizorului sau așa. Nu, să fim buni fiecare, uite așa, ca și colegi, ca și prieteni, ca și cu tot, cum zice Dumnezeu, Iisus Hristos, de fapt, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. Aproapele nu înseamnă doar pe Angelica sau pe tine că sunteți alături de mine sau doar mama, tata. Aproape înseamnă orice om cu care te întâlnești sau cu oricine ai de-a face. Aproape înseamnă și telespectatorii noștri dragi, dar noi avem o scurtă pauză publicitară, vom reveni foarte, foarte repede, mai avem încă muzică foarte frumoasă pregătită pentru voi. Publicitate. Am revenit și suntem din nou în legătură directă și vreau să vă anunț invitații mei din această seară pentru cei care au deschis televizorul mai târziu și vreau să încep cu doamna Angelica Pantea și bineînțeles domnișorul Costel Popa. Unde locuiești, Costel Popa, de la media? Și a venit și tu unde locuiești acum, după ce te-ai căsătorit, nu mai știu, la Parva? Eu acum locuiesc și în Bistrița și în Parva, mai mult în Bistrița, pentru că acolo am activitățile mele și tot ce am de făcut mi se desfășoară activitatea la Bistrița, la Parva prea puțin. Care este numele tău de familie? Pentru că eu l-am scris tot al tău de domnișoară aici, dar cred că trebuia să mai adaug ceva, nu? Da, numele meu de familie după soț, bineînțeles, este Strugari. Da. De fată mi-e Pantea și eu mi-l-am ținut și de fată, că am zis că mi-e tare drag și cum am fost și târguită și plănuită să fiu fecior, am zis că să duc numele tatălui meu mai departe, știi? Da, într-adevăr, acolo în localitatea Parva sunt pe foarte multă lume, cheamă cu numele ăsta Strugar, da? Da, foarte multă lume, multe neamuri. Este o familie mare acolo. Probabil. Da, foarte multe neamuri, au jumătate sat, tu jumătate Strugari. Da? Da. Foarte frumos. Și nunta unde ați făcut-o? La Parva sau la Bistrița? Nunta am făcut-o la jumatea drumului. Da? Și unde? La jumatea drumului în Năsăud, la restaurantul Grozav, care acum, din câte am înțeles, o ars. Înăuntru mese, scaune, a avut ceva probleme mari. Da. Pentru că ai făcut publicitate, la urmă o să te costă. Da, trecem asta mai e. Departe. Ne asumăm responsabilitățile. Nu m-ați întrebat că unde, eu v-am răspuns. Exact. Nu face nimic.
mai glumesc și eu, pentru că de la început am glumit, ai văzut, de când ai intrat... Ei, omenește, Silviu, da, nu? De când ai intrat pragul televiziunii, Costel bine, a spus că bine, sunt foarte că bine dispus astăzi. Și mai... Exact. Eu și de fapt toți trebuie, indiferent dacă acasă s-ar putea să avem o mică problemă sau mai mare, noi trebuie să le lăsăm acasă și aici când venim, să venim cu sufletul deschis, liber. Pentru că dacă venim posomorâți, aia transmitem și invitaților și telespectatorilor. Cu cât noi avem lucruri pozitive, nu, aici, în studio, cred că cei de acasă se simt la fel de bine. Și atunci... Păi de-aia o tot gâdil pe Angelica ca să zâmbească. Exact. Se, vezi că se transmită pozitiv. Părveniau puști și Costel. Și... Da. Sigur, sunt glume frumoase între colegi. Avem un telefon. Alo, bună seara. Bună seara, domnul Silviu. Bună seara. Cu cine stau de vorbă? Cu Ordoc Ștefan din Bistrița Bărbeului. Da. Vă ascult, domnul Ștefan. Domnul Silviu, ar dori multă sănătate dumneavoastră. Mulțumesc. Și la invitații dumneavoastră, Angelica și Costel. Să trăiți. Doamne ajută, sănătate. Doresc să fac o dedicație soției mele din Bistrița Bărbeului, Florica Ordoc. Da, să fie pentru doamna Florica toate melodiile. Vă mulțumesc anticipat. Doamne ajută. O seară plăcută. Și mulțumim de telefon. Ștefan. Da, și mulțumim pentru telefon. Este foarte frumos să oferi cântece populare și melodiile voastre frumoase persoane iubite, cum ar fi soțului sau soției sau logonicei, iubitei, iubitului. Într-adevăr, sunt lucruri frumoase pe care le poți face cu un minim efort, să spunem așa. Sunt lucruri mărunte în viață, dar părerea mea că sunt foarte importante. Am dreptate, Costel. Așa este, am văzut puțin de dedicații, înainte de iubire, știi? Îmi amintesc un lucru, când eram mai mic, la noi în Mediaș era Radio Mediaș, așa se numea, se numește încă, și acolo era o rubrică de dedicație de la ora 7 seara până pe la 9-10, ceva de genul. Deci puteai să alegi o melodie și să spui două cuvinte. Și odată s-a făcut că a fost ziua mamei mele și mama tot timpul asculta Radio Mediaș în bucătărie când făcea ea treburi pe acolo. Și vine dedicația cu cântecul, știi? Și când a auzit, mama direct a rămas. Și pe urmă și ei și-au luat revanșa și mi-au dat și mie o dedicație la o televiziune. Era o singură televiziune, tot așa locală, unde puteai să-ți alegi. Și acum mai mi-amintesc că melodia parcă era Coco Jumbo sau ceva de genul. Da, era, atunci era frumoasă. Da. Nu, prea e mult faină. Da, sunt lucruri frumoase. Mai avem un telefon, răspundem. Alo, bună seara. Alo, bună seara, domnul Sins. Bună seara. De la Feldu. De la Feldu. Da, vă ascult. Îi spun bună seara la invitații dumneavoastră și multă sănătate și viață bună. Bună seara, Doamne ajută. Să fie tot așa în continuare. Da, pe altfel nici nu se poate. Le-aș da o dedicate pentru mâine are nepotul Fanii Galb în ziua de naștere, o melodie. Da, să fie pentru nepotul noastră toate melodiile, da, mulțumim. O seară plăcută, la revedere. O seară plăcută, la revedere. Mulțumim, la fel. Da, vorbeam de iubire și inima noastră și cât este de mică poate iubi pe toți oamenii Pământului, pentru că, vedeți, orice încăpere, orice, dacă pui ceva în ea, se umple până la un moment dat, dar inima niciodată, dacă, bineînțeles, ai o inimă curată și cu un gând bun. Așa este, noi habar n-avem câteodată cât putem duce sau cât avem cât putem iubi, noi. Da. Și dragostea este și împărțită, asta e ceva fantastic. Vreau să-ți mai spun un lucru. De unde apar toate bolile și toate problemele astea? Din cauza urii pe care... Și poate nu... Deci nu neapărat că urâm. Prin faptul că suntem supărați de multe ori, suntem stresați, ne umplem capul cu tot felul de probleme și de acolo apar. Da, stresul asta e ură. Da, ar trebui să fim tot un zâmbet, așa cum suntem în seara. Eu mă gândesc că... În și cred că ne-am și adunat acum, da. Suntem trei oameni atât de pozitivi încât de aia suntem tot un zâmbet. Eu cred că acel virus nu se declanșează noi, eu mă gândesc când zâmbești. Sau când asculți muzică din populară. Din contră, atunci mani pozitivism. Exact. Dar vezi că nu, corpul nu îl putem controla și de foarte multe ori ne mai supărăm și atunci
mai vin și acele boli, dar să nu vorbim de asta, că sunt foarte bine dispus în această seară și vreau să ascult doar muzică și atunci o rog pe Angelica să se pregătească să interpreteze alte două cântece, dacă mai are pregătite, dar eu cred că mai avem. Mai avem. Mai avem, da, mai avem. Sigur, mai ascultăm două cântece interpretate de Angelica Pantea și să fie pentru toți telespectatorii noștri dragi și pentru toți cei care au sunat în această seară la noi în redacție. Haideți să o ascultăm din nou pe Angelica Pantea, care, bineînțeles, căsătorită la Parva, dar locuiește la Bistrița. Haideți să o ascultăm împreună. Cine mă alege? Mulțumesc, mamă frumos, că mi-ai dat glasul duios. Ai, ai, să-i cânt cui vrea să mă asculte, salidorurile multe. Ai, ai, să mă alin, să-mi e doruț, ce mă așteaptă și eu.
Da, dar acum nu este cetărașul lângă ea, este domnișorul Costel și, bineînțeles, domnul ăsta frumos, Silviu Albu. Uite aici, Popa Tuca spune, Angi, te pup, ești superbă. Da, o salut și eu, este Antalioan Neluțu zice, aș dori o dedicație pentru Costel Popa, semnează Antalioan de la Sărmaș. Da, sunteți într-adevăr foarte iubiți. Îi salutăm pe toți. Și bineînțeles, mama ta, Floarea Pantea, spune să interpreteze domnișorul Costel acel cântec, cântă cucu într-un de luț. Este foarte iubit acel cântec, azi că este preferatul ei. Sigur, este pregătit, imediat va fi. Cu drag. Și din nou, Laura Ciociu, cu mătra ta, scrie lucruri Pantea frumoase, este din Alba Iulia. Acum mi-am dat seama cine este, a fost colegă cu nevastă, o cunosc foarte bine. O salutăm și salutăm toți cei care se uită la noi, da, bineînțeles, pe mama mea, pe cumnata mea, pe Tuca, pe cumătruța mea, care mai devreme a fost alături de noi și a intrat în direct, a avut curajul, pentru că puțină lume are curajul să intre în direct. Au emoții oamenii de obicei și nu prea sună. Da, este acel trac și te reține să faci acest lucru, dar așa cum am vorbit puțin mai înainte, sunt lucruri minore și posibile, pentru că noi nu am pus numărul cu suprataxă, cum alte televiziuni folosesc, pentru a putea face spațiu celor de acasă să poată suna chiar gratuit. Da, mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Sunt Nela, din Mistița Burgăului și aș dori să fac toate dedicațiile pentru bunicii mei. Da. Îmi doresc multă sănătate, fericire, bucurie și multe împliniri. Și invitaților dumneavoastră le doresc multă sănătate și tot ce doresc să se împlinească. Mulțumim frumos pentru telefon. Salutare. Și să dea Dumnezeu multă sănătate ție și familiei tale. Ai vorbit foarte frumos și ai o voce foarte caldă. Interpretezi cumva și tu cânți? Nu. Ai putea încerca, pentru că se aude foarte frumos vocea ta. Mulțumesc foarte frumos. Cu plăcere, Doamne ajută. Da, așa de frumos și de liniștit a vorbit această așa. Doamnă sau domnișoară. Într-adevăr, uite, frumos, pentru bunici, pentru toți cei pe care îi ai pe lângă tine în viață. Apropo, vreau să-i salut și eu pe părinții mei, pentru că ne urmăresc de acasă, sunt online. Îi salutăm pe toți cei care te cunosc și, bineînțeles, pe familia ta. Sigur, este ceva normal, familia întotdeauna este alături de noi. Așa e, și la bine și la greu. Mai avem un telefon, o să răspundem. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Silviu Albu. Bună seara, domnul Ilie. Da, mă numesc Curechelie de la Maierou. Primul rând vreau să vă felicit pentru emisiunea care o faceți seara de seară. Mulțumim. Pe domnul Vigiu Ban, de asemenea, ca docente pe din alte zone, din Bistrița și numai din toate zonele. Și spun bună seara domnului Costel Popa. Și bună seara, doamnei Angelina Pantea. Să trăiți, Angelica. Bună seara, vă spun și eu, Angelica, da. Am emoții. Bună seara, vă spun, am dorura. Mulțumim, vă salutăm. Vreau să vă felicit pentru acestea cântări minunate, care l-am ascultat. Și vreau să vă doresc multă sănătate, fericire și cât la mai multe. Și la mireasă și la mire. Foarte frumoase și vreau, domnul Costel Popa, dacă puteți în seara asta, aveți un cântec care mi-e foarte drag mie, cântă cu cucul de luț. Se poate? Da, o să vorbesc cu cucul și facem, să cântăm. Da, vă rog frumos, dacă vă mulțumesc. Mulțumesc, cu drag. Da. Vă doresc multă sănătate și cât mai multe. Și această emisiune, domnul Siliu, să fie pentru părinți, frați, pentru toți maierenii și pentru domnul Leontin de la Becean. Sigur că da. Mulțumim pentru... Vă doresc o noapte bună. Mulțumim pentru telefon și sigur, toți așteaptă această melodie. Este chiar pregătită această melodie, va fi imediat. Chiar am rămas surprins. Ce atâta lume cu această melodie.
Da, poate că... Prin această melodie sigur, ai fost pentru remarcat tine, de către public. Pentru tine toate sunt frumoase când sunt ale tale, dar publicul alege, da, exact. Sigur, toate sunt frumoase, dar una parcă puțin este mai deosebită de alta, nu? Și cred eu prin această melodie am început să-l îndrăgesc pe Costeluș. Na, uite, vezi, și ea tot la fel. Și nu eram plecată mulțumesc. În străinătate atunci, dar așa de mult mi-a plăcut când am auzit-o, parcă așa, mus. Cred că de-aia te-ai și dus-o. Da, exact. Da, mai avem un telefon, vreau să o salut și pe Mihaela Bușcoi, care ne urmărește. Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Dumbrăvan Ioana, mătușa lui Angelica de la Șieut. Bună seara, mătușică, păpușică! Vă iubesc pe amândoi și pe domnul ălalt. Și pe domnul prezentator, și pe domnul și Costeluș, așa, pe domnișorul. Să rămână! Da! Te iubim și noi, mătușică! Și frumos! Mulțumim frumos, mulțumim de telefon! Frumos. Da. Vă salut și mă uit la voi, am lăsat dragoste infinită! Ai lăsat și ai dat pe Sângior să vei, așa, este la seara bună, da, la noi. Sigur. Mulțumim, mătușică! Da, vă pupuiuț, vă buc! Mulțumim din suflet că ne ești alături, ca de fiecare dată, bineînțeles. O seară plăcută. Da. Chiar am vorbit de aceste seriale pe care oamenii nu pot să le părăsească cum ar veni. Da, auzi, dar uite că de această seară se uită la... de serialele astea și maică-mea se cam uită, ca să zic așa, da. Și mă gândesc și o întreb câteodată, dar n-ai tu destule probleme, te mai uiți și la oamenii azi vezi ce probleme mai au și ăia, mai ales că în filme sunt și se inventează și se tot... Acum și se dramatizează și da. Da. Și te fac să plângi și să suferi, parcă trăiești acele momente împreună cu ei. Sigur. Și mie îmi plac foarte mult filmele, doar că îmi plac cele artistice pentru că eu vreau într-o oră jumate să termine, să aflu aici tot asemănăm. Și să exact. Mie nu îmi place, și... adică ce se îndelungă așa. Mie îmi place ceva concret. Tână și neliniștit. Nu. Exact. Nu se mai gata. Să înțeleg că tu ești curs la subiect, nu? Da, sigur. Vom trece exact ceea ce vreau telespectatorii să asculte și adică am pregătit domnișorul Costel acea melodie. Eu te-aș ruga să te pregătești. Da, un cântec pe care îl dedic cu tot dragul pentru toți românașii noștri plecați pe dincolo prin străinătate și mai ales pentru surioara mea, pentru că și ea este în Anglia de un an și ceva. O aștept cu drag să vină acasă. Cui a fost ideea de a face acest cântec? Tot al tău? Tu ai făcut textul? Da, cântecul da. Acesta care îl iubește toată deci eu am creat și textul și melodia, bineînțeles, cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că fără el nu pot să fac nimic. Și acest cântec a venit din dorința de a avea pe acest album al meu, mai ales că este primul, teme legate de tot ceea ce ne caracterizează viața, ca să spun așa. Și anume cântec, ăsta este un cântec de înstrăinare, pe urmă am și cântec de părinți, cântec de natură, cântec de mândruțe, deci toate temele posibile. Da. Patriotic. Mai avem un telefon după care o să te lasă și interpretez acel cântec. Alo, bună seara! Alo? Bună seara! Alo? Da! Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, cum vă numiți? Am încercat o delicație la Angelica. Am înțeles, dar cum vă numiți, doamnă? Borgovan Măcinica, bunica lui Angelica de la Șieut. Bună, bunică, am înțeles, bună! Vă aude Angelica. Spuneți. Vă aude? Da, vă aude. Angelica. Andreu. Pa, Angelica, pa! Vreau ca să cânte o cântare aia cu surorile. Ți-o cânt, bunică, și aia, crenguță cu multe flori, cum da, să nu? Da, va urma. Se poate ca să cânte. Sigur, imediat. Cu surori. Imediat, doar priviți la televizor că o să fie. Ba. No, pa. Mulțumim pa, pentru bunică, pa, mulțumesc pentru telefon, săraca. Are 78 de ani. E da, emoționată, mulți, eu cred. Când mulți, își vede din nepoata la televizor, sigur. Și eu aș fi în locul ei, mai ales că acum când a telefonat, mi-a dat așa niște lacrimi, nu? Știu sigur. Că ea e foarte bolnavă și bătrână și a avut încă curajul să sune. Mulțumesc, da. Bunicuță! Mulțumesc, mulțumim de fapt tuturor care au sunat. Te rog să te pregătești domnișorul Costel pentru a interpreta
acel cântec minunat. De fapt, vor fi două. Haideți să-l ascultăm împreună pe Costel Popa, tocmai de la Mediaș. La 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 românii care-s mulți, mă, la 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 la, care-s mulți plecați de acasă, la 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 la, cu dor și-o inimă arsă, la 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 la. Românașul, ai plecat, dar te-ntorci acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe ai fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Plângeți ochi și lăcrimați, mă, la 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 la, că acasă zac uitați, mă, la 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 la, pruncuță și avuțâia, la 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 la, părință și prietenia, la 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 la. Românașul, ai plecat, dar te-ntorci acasă, niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe ai fi, românașule, cu gândul acasă-i trăi, măi românule. Cântă și mierălița-n fac, mă, la 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 la, de dor la toți și-or plecat, mă, la 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 la, le cântă n-apoi să vie, la 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 la, o rămas ara pustâie, la 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 la. Românașul, ai plecat, dar te-ai întors acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Și oricât de departe ai fost, românașule, tot acasă te-ai întors, măi românule. Românașul, ai plecat, dar te-ai întors acasă, că niciunde nu-i ca aici viața de frumoasă. Cetinați, la 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 la, la ce foc vă legănați, la 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 la, cum să nu ne legănăm, la 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 la, dacă singuri rămânem, la 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 la, cum să nu ne legănăm, la 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 la, dacă singuri rămânem, la 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 la, cum să nu ne legănăm, ai ha ai ha, dacă singur rămânem, mă. Hai, hai, la la la. Du-mă, Doamne, du-mă iară, la 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 la, de ce-l plai cu frunza rară, la 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 la, prin poiana cea rotată, la 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 la, să mai chiu ce-am fost odată, la 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 la
din Poiana cea rotată, la 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 la. Să mai fiu ce-am fost odată, la 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 la. Din Poiana cea rotată, ai ha, ai ha. Să mai fiu ce-am fost odată, mă. Hai, hai, la-lai-la. Să-i hiu ciobănaș la munte, la-la-la-la-la-la-la-la. Să-mi pas oile cornute, la-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 la. Să mă cul să-mi cazalene, la-la-la-la-la-la-la-la. Umbra brazelor pe gene, la-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 la. Să mă culc, să-mi cazalene, la-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 la. Umbra brazelor pe gene, la-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 la. Să mă culc, să-mi cazalene, ai ha, ai ha. Umbra brazelor pe gene, mă. Hai, hai, la-la-la. Ciobănaș cu chica lungă, la 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 la. Mână-ți oile la strungă, la 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 la. Și din vârful dealului, la 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 la. Să dai vierzi cavalului, la 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 la. Și din vârful dealului, la 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 la. Să dai vierzi cavalului, la 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 la. Da, am ascultat din nou două cântece, acel cântec pe care toată lumea îl iubește. Am și înțeles de ce, pentru că acel cântec împreună cu Angelica l-am cântat și noi, adică am cântat alături de Costel. Este un cântec pe care când îl auzi, pur și simplu îl interpretezi alături de interpret. Este un cântec minunat și vreau să mai amintesc câțiva prieteni care sunt alături de noi. Florin Emilian, îl salutăm, spune că mă felicită pentru că m-a dus artiști de mare valoare și are perfectă dreptate. Vasile Ivatra, Cătălin Petre este alături de noi, Ela Mihaela și bineînțeles ceilalți care i-am amintit înainte. Sunt foarte mulți care ne urmăresc în acest moment. Cântece frumoase, dar și celălalt, al doilea, care este din partea voastră a locului, dar mai avem un telefon și o să vorbim despre aceste cântece. Alo, bună seara! Aș vrea o dedicată pentru părinții mei, Pop Ioan și Pop Nastasia din Feldru. Da, cum vă numiți, doamnă? Eu, Lucreția Pop. Doamna Lucreția, eu vă dedic toate cântecele și dumneavoastră. Ba, și mulțumesc frumos! Mulțumesc pentru telefon și să fie pentru familia dumneavoastră. O seară mulțumesc. Plăcută! Mulțumesc! La revedere, noapte bună! La revedere! Da, revenim la aceste două cântece. Așa cum ai spus tu, bunul Dumnezeu te-a ajutat și le-ai realizat, dar uite că lumea decide, Angelica îmi spunea că îți știe toate cântecele. Da, Angelica îmi spunea că îți știe toate cântecele. Din moment îți iubește, ce... îți iubește repertoriul tău. Așa e, din moment ce îl iubesc pe el ca și persoană, ca și coleg al meu, iubesc și cântecele lui. De când mi-a dat CD-ul în urmă cu 2 ani, non-stop merg CD-ul la noi în mașină și în casă, pe internet, prin melodia cântă cu Piondeluț m-a remarcat, dar pe urmă am învățat și celelalte de pe albumul colegului meu. Și da, le cânt și le anunț, că așa de frumoase. Într-adevăr. Mulțumesc, Angelica, și dăm voie să spun că și tu ai o voce, ca să zic așa, mai aparte pentru Bistrița Năsăud și asta m-a și făcut să spun da în colaborarea noastră. Îți mulțumesc, Costel, din suflet. Este foarte important, nu doar să arăți bine, ci și să... Așa e, și să cânți bine. Exact. Am cum nu mă laud, dar din moment ce ți-a plăcut vocea mea, da, și ai avut... Deci chiar ai un glas aparte, să știi. Îți mulțumesc frumos. Și cu Dumnezeu să ți-l țină și să ne-l țină la... Să ne ține la amândoi, care, așa pentru e. Că la urmă urme pentru ce ne zbatem, nu? Ne zbatem pentru ca să aducem alinare, să aducem bucurie, pentru că suntem sătui de toate problemele pe care le avem, așa că măcar prin cântecele noastre să mai facem lumea fericită. Da, să știi, Angelica, că are perfectă dreptate, domnișorul Costel, pentru că după ce am urmărit acel videoclip prima dată, mi-aduc aminte, după un puțin timp am stat de vorbă cu mama ta și îi spuneam urmăriți pentru că
Costel are o voce foarte caldă. El nu s-ar potrivi oricucine. Uite ce frumos se potrivește cu Angelica la voce și are un talent deosebit, Angelica. Te rog, nu lăsa, uite, eu am rugat-o pe mama ta, nu lăsa să își risipească talentul, pentru că, uite, nu fiecare ne-a dat Dumnezeu voce, nu la fiecare ne-a dat Dumnezeu acest dar. Acest dar este ceva extraordinar din partea lui Dumnezeu. Îți spun eu, Silviu, că Angelica nu se va lăsa, pentru că are un soț care iubește muzica populară și care o susține foarte mult. Da, dar străinătatea o să ia din timp. Pentru că nu o să rămână prea mult ea în străinătate, te asigur, pentru că amândoi trag la casă. Și eu zic să lasă doar pe el în străinătate și ea să vină alături de noi prin studiourile noastre. Prin, eu știu, bineînțeles prin că o să fiu alături de voi pentru și la noi și de public. Pentru că eu cred că o să faci și bani mai mulți ca acolo și trebuie să fii aici la noi în țară. Așa e, pentru că fiecare și-a format un public și trebuie să fiu alături de el. Și ce să spun, am lăsat o perioadă muzica, mai pe locul 2, să spun așa, ducându-mă dincolo, dar acum o să mai plec iarăși câteva luni, o să stau foarte mult, o să nasc acolo. Mă scuz puțin, dar mai avem un telefon. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Cum mă numiți? Nelu Ghirasebiș. Da. Mulțumesc la Angelica și lui Costel pentru melodia care a dedicat-o cu Cucu. Da, și dumneavoastră vă place aceea melodie. Mulțumim, da, domnul Nelu. Multă sănătate. Să mai vine să facă niște filmări acolo la Sebiș. Cum să nu? Cu prima ocazie. Am ceva acum pus pe rol și o să vin la dumneavoastră să fac filmări frumoase, cum am realizat și în anii trecuți, bineînțeles. Da. Dacă mai doriți să spuneți ceva. Poftim? Dacă mai doriți să spuneți ceva. Păi e dedicație specială pentru prietenii și pentru consoțiații noștri. Da. Să fie pentru toți cei care locuiesc în Sebiș. Vă mulțumesc mult. Doamne ajută frumoasă și sănătate multă. Și în special de la mine pentru toți săbgeșanii, cum să zice. Da. Și pentru toți eutzeanii și pentru toți oamenii ai comunei și euți. Da. Pentru că timpul ne presează, eu te-aș ruga din nou, Angelica, și pentru cei din Sebiș și pentru toți cei care te cunosc, să fie și acel cântec pe care ți s-a cerut. Cu mare drag, în special și pentru bunica mea și pentru toți ascultătorii. Da. Te rog să te pregătești pentru a interpreta din nou două cântece și bineînțeles, dar o să mai răspund între timp la telefon. Te rog să te pregătești. Alo, bună seara! Alo? Da? Bună seara! Bună seara! Vreau și eu să dau o dedicație. Chiar vă rog! Da. Dar aș vrea să-l aud și pe domnul ăla de la televizor. A zis să dau în ce televizorul. Să știți că cu mine vorbiți, cu Albu Silviu. Și dacă doriți și cu domnișorul Costel. Uite, puteți... Da. Vreau numai puțin să vă aud. Să-l aud și pe domnul. Să rămână, ne auzim. Vă salutăm cu drag. Da. Doamnă, spuneți repede că trece emisiunea. Da, vreau să dau o dedicație și eu acum, dar păi eu nu știu că văd pe domnul Popa că ăsta e pe așa. Eu vă fac cu... Da, mulțumesc, da, că sunt de la Zagra. Da, am înțeles, spuneți. Sunt de la Zagra și vreau pentru mama mea care face 90 de ani face mama și vreau să-i dau o dedicație, toate melodiile dumneavoastră din seara asta. Mulți înainte dorim mamei dumneavoastră și să-i dea Dumnezeu sănătate. Mulțumesc tare mult și vreau să-i cânte domnii ăștia care sunt acolo, fata și băiatul. Da, o să fie. Angelica chiar e pregătită, imediat în timp ce... Angelica e pregătită, îi mulțumesc tare mult, la revedere! La revedere! Barbara Cocean! La revedere. Mulțumesc, la revedere. Toate cântecele să fie pentru dumneavoastră. Haideți să o ascultăm împreună pe Angelica Pantea. Crenguță cu
la-i-la. Crescut e cu drag și dor, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. În casa părinților, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Noi să avem de toate, la-i-la-la-la-la-la-la. Să și mândre pe unde-o mere, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Să vă șim de mângâiere, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Ne-ați dat glasul duios, măi, la-i-la-la-la-la-la-la. Mulțumim, părinți frumos, măi, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Că ne-ați dat glasul duios, măi, la-i-la-la-la-la-la-la. Ca ierbă cântam în pran, la-i-la-la-la-la-la-la-la-la. Și-a mulat lume cu drag, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Și pe unde și ne-am trece, la 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 la. La oaltă om petrece, la 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 la. Să vedem și ne-am trece, la 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 la. Dior și preachini ori dușmani, să trăiască la mulți ani. Eu doresc numai de bine, la 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 la. Cine vrea să mă-ncine, la 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 la. Eu doresc numai de bine, la 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 la. Dar cine vrea să mă-ncine, la 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 la. Că
generale să n-ai parte, la 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 la. Numai ghețele cu soare și e-ți viața sărbătoare. Cine știi mândru pe trase, la 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 la, peste cât ești bele trase, la 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 la. Cine știi mândru pe trase, la 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 la, peste cât ești bele trase, la 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 la. Un pahar de zinencina, la 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 la, își face inima bună, la 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 la. Un pahar de zinencina, la 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 la, își face inima bună, la 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 la. Ca să-i omul de-o minie, mi-e trecut la veselie, mă! Da, foarte frumos și o prietenie foarte frumoasă este între ei, o prietenie chiar adevărată, nu doar mai sunt prietenii prefăcute, dar a lor este chiar adevărată. Vreau să salut din nou prietenii de pe Facebook, pe domnul Nicolae Pop, tocmai de la Madrid ne urmărește, vă salut și eu, bineînțeles Abrudean Ioana, sora ta Albinița Cojoc, îți mulțumește pentru cântec și bineînțeles Maria Nan. Da, mi s-a cerut să-mi spun dacă domnișorul Costel a mai fost la noi. A mai fost la noi, dar a trecut mult timp și de-aia de două ori, acum e a treia sunt oră. Foarte mulți care nu știu că ai mai fost. Te de văd pentru prima dată acum, da. Dar ar trebui să vii mai des pentru să se obișnuiască telespectatorii cu tine. El a promis că o să vină și cu Ovidiu într-o seară, dar ceva mai încolo, pentru că sunt foarte multe nunți în această perioadă și sunt foarte ocupați. Nu, dar, dar multă lume mă întreabă că de ce nu mai apar acum vara, pentru că, cum zici tu, sunt evenimente mult. Petrecere, spectacole. Și apropo, vis-a-vis de spectacol, în data de 25 august 26, într-o vinerea, o să fiu din nou la Zilele Bistriței, așa că îi aștept pe toți din zonă. Vinerea, nu? Da, 25 vinere. Da. Da, și mai este și cealaltă cu mătră de-a ta, Ana Sfringeu. Cred că tot de la Sângeor, da? Da, tot de aici, de la Sângeor. Cu mătră, mulțumim pentru cântările frumoase. Cu mare drag, cu mătră, să fie pentru dumneavoastră, pentru toată familia și pentru cei dragi, bineînțeles. Sigur, nu știu câte minute mai avem, dar un minut. În acest minut aș vrea să ne luăm la revedere și, bineînțeles, în încheiere, domnișorul Costel Popa va interpreta, știu, un cântec sau două, depinde cât ne permite timpul. Aș vrea repede să ne luăm la revedere. N-am mai fost numit domnișor de atâtea ori într-o emisiune de mult. Sună așa... fain. Mă simt tânăr. O să fii și domn. Și ești, Costeluș, nu ești bătrân. Așa e, domnișor, doamnă, domn. Na. E bine, trebuie să mai fie și de ăștia mai micuți, mai prin zonă. Îi salut cu mare drag pe toți cei care ne-au urmărit, atât pe internet cât și la televizor. Îi salut pe bistrițeni, pe toți cei din județul Bistrița, pe toți cei din St. George. Vreau să le mulțumesc și celor care se sacrifică, ca să zic așa, pentru noi, și anume celor din platou, lui Traian și lui Cristi, cei care ne filmează și ne pozează. Și Doamne ajută să ne vedem așa de fiecare dată. Și Cristi, Silviu, îți mulțumesc, am rămas cu Cristi în cap. Silviu, îți mulțumesc pentru invitația făcută și sper să ne mai revedem în curând. Sigur, cu mare drag. Angelica? Vreau să salut și eu părinții, primul rând, toți cei care au urmărit această emisiune frumoasă, vecinii mei de la Șeuz, de la Parva,
Și bineînțeles, pe colegul meu, să-i mulțumesc că ne-a invitat în această seară minunată. Cu mare drag. Domnișorii care tu ne-au filmat aici și tu ne-am râs cu ei, ne-au ținut așa o atmosferă plăcută. Da. Și cumnatele mele de la Austria și cumnații și toată lumea care ne-a văzut în această seară minunată. Da. Te rog să te pregătești, Costel. Uite, el mi-a cerut să-i spun pe nume pentru că suntem prieteni buni, dar din respect îi spun domnișorul. Sigur, el ar vrea, ca și orice tineri, să ajungă din repede maturi. Eu v-aș vrea invers, contrariu, să fiu domnișor, adică nu chiar domnișor, că îmi place căsătorii, dar să fiu mai tânăr. Chiar să mulțumesc invitațiilor și aceasta a fost emisiunea din această seară. Sunt Silviu Albu și vă doresc o seară minunată alături de St. George TV. Vă las în compania domnișorului Costel Popa. Vântul de departe și de dor inima iarde. Bate vântul parcare plânge dorul de bătrân m-ajunge. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, dar vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Fântână îi găleata șade și să uită tata. Mama-i fără de putere, eu la ei nu am când mere. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi, dar vă zic că viu înapoi. Fii măicuță bucuroasă. Așteaptă tata-n prag, măi, că-i piciorul lui drag, măi. Și mama stă în pridvor, măi, gândește la mine cu dor, măi. Tată, vă iubesc, n-am vrut să vă părăsesc. Nu plângeți că vin acasă. E dor tare de-amândoi,
voi, fii măicuță